Timp de 2 ani, membrii Coaliției 52 au promovat o campanie privind modificarea legii transparenței decizionale. Munca nu a fost în zadar. Modificările propuse de ei au fost luate în seamă. Să fie obligată administrația să organizeze dezbateri publice. Dorim să implicăm cât mai mult și să se implice cât mai mult simpli cetățeni, dar și asociațiile legal constituite în procesul de luare a deciziilor, iar această lege vine extraordinar de bine în sprijinul acestei idei. Potrivit noii legi, cetățenii vor avea un cuvânt de spus în deciziile autorităților. Fiecare cetățean, fiecare organizație poate să intervină și să spună: avem o opinie pe acest lucru, dorim o dezbatere publică. Autoritatea, decidentul, este obligat în baza legii să organizeze o dezbatere publică. La acea dezbatere publică, organizată după niște rigori, în care se va vorbi strict despre problema dezbătută în discuție, să se strângă opiniile cetățenilor, totul va fi cuprins într-o minută și va fi înaintat forului legiuitor. Coaliția 52 a fost lansată în 27 ianuarie 2012 și numără peste 400 de membri la nivel național, cetățeni și reprezentanții organizațiilor patronale, sindicale și ONG-uri din diferite domenii de activitate. Demersul Coaliției 52 a urmărit îmbunătățirea transparenței și a dialogului cu decidenții.